Sunt Cârtița Cretes, comandor în rezervă de curând. Îmi face plăcere să vă cunosc, comandorule. Rexio, știu! Numele ăsta apare în multe imagini. Acesta este Che Copoasa, fondatorul mișcării noastre de rezistență. Viv la rezistență! Ei, chiflele! Am uitat complet de ele! Avem o brutărie. Aceste chifle au peste 300 de ani. Servesc drept camuflaj. Luna Indor este locuită de bindori, adică curcanii cu două capete. Acolo a montat curator, generatorul pe care îl păzește oul. Curachis este o mare planetă deșertică, cunoscută datorită lobodei, cultivată acolo de către tribul fermenților. Curachis este guvernat de conducătorul lor, broscoiul Carcoconen, o personalitate deosebit de simpatică, credeți-mă! Acesta este Creton, numit acum Curan. De secole a fost locuit numai de cârtițe. Cu timpul s-au stabilit aici și câteva găini. Găinile și cârtițele au trăit întotdeauna în pace și armonie. Dar a apărut Curator și aliații lui. O parte a găinilor a fost înrolată în armata sa, dar majoritatea a fost luată pentru a popula Marele Ou. Marele Ou a fost apoi plasat pe orbită. Noi, cârtițele, a trebuit să ne ascundem sub pământ. Oul. Oul curatorului. Nu știu la ce folosește, dar cu siguranță este vorba de anumite planuri josnice. În plus, oul miroase. Aceste imagini sosesc de câtva timp prin poștă pe adresa noastră. Le-am adunat aici. Credem că ele ilustrează profeția despre câinele din stele. De altfel, puteți vedea și singuri. Construim ceva strict secret. Nu pot să vă las acolo fără acordul capitanului Von Kretov. Ce este cu această gaură? Ei bine, nu de mult, tovarășii mei au fost prinși de cei din curatorium în timp ce executau munca de cârtiță și au fost întemnițați în închisoarea de pe partea cealaltă a străzii. Am început să sap, dar nu e pentru degețelele mele delicate. Aceasta este prima parte a planului. Membrii la rezistanță trebuie eliberați din închisoare. Execuți sarcina? Pentru mine, comandorule? E, desigur. Minunat! Mișcă-te când ești gata. E suficient să adâncești puțin șanțul meu și vei ajunge în celulă. Acesta este Jean-Paul Chrétien. Omul nostru pentru munca de cârtiță și un împătimit al meșteritului. Capitanul Maldurf von Kretov. Este o cârtiță care se află în spatele tuturor succeselor noastre cele mai spectaculoase și totodată și a eșecurilor noastre. În imagine se află în spatele lui Creti și Jean-Paul, nu întâmplător. Nu vă necăjiți că ați distrus depozitul. Problema e cu nava noastră. Dar cred că Jean-Paul va putea să o repare. Comandantul Cretes a pătruns în adâncul tunelului. Misiunea nu era deloc ușoară. În curând avea să afle câte pericole o pândesc pe o biată cârtiță în adâncurile Curanului. Oh, câte pericole de pândesc! Thank you.
ascuns sub zidul temniței. Ținta se afla foarte aproape. Ținta e foarte aproape. Să mai încerce încă o dată. Mai încerc încă o dată. Comandorul nu a renunțat. A hotărât să mai încerce încă o dată. Mai încerc încă o dată. La țintă. Încă o clipă și avea să-i cunoască pe legendarii membrii ai mișcării de rezistență. Creti era foarte tulburat. Nu cred. Am reușit. Nu cred. Molly a trimis pe cineva cu coasa. Nu cred. Iar nu am reușit. Sunt comandorul Cretes. Îmi face mare plăcere să vă salvez. Cretian? Jean-Paul Cretian, sluga dumneavoastră? Capitanul Maldorf von Kretov, întreaga plăcere este de partea mea. Acesta este prietenul nostru neprețuit, Creti Cretonen. Molly a spus, cu curaj, rezistență. Adevărat, fii atent cum se sprijină Creti de perete. Creti, niciodată nu se predă, niciodată. Of, și acum desfășoară o activitate de basculare. Să nu pierdem timpul, să mergem. Eu vă voi proteja spatele. Cârtițele au luat-o pe drumul de întoarcere. Oh, Cretes, mi-a fost teamă pentru tine. Ai fost foarte curajos. Totul pentru tine. Cât mă bucur. Jean-Paul și Creti au urcat în vehiculul nostru. Vă vor spune mai multe despre misiunea următoare. Puteți să intrați în pivniță. Capitanul von Kretov vrea să vă arate ceva. Trebuie să pun la punct planurile noastre. Cretes mă va ajuta, sper. Numele meu este Molly. Sunt lidera mișcării de rezistență, numită și la Rezistans. Aceasta este o informație strict secretă. Molly, frumos nume, frumos. Vreau să-ți arăt ceva, Alexio. La asta lucrăm de mai demult. Ai văzut găinile clocind marele ou al curatorului, adevărat? Iată, îți prezint aspiratorul. Cu ajutorul acestei instalații aspirăm oul de la găini, dar mai întâi trebuie decuplat generatorul câmpului de forțe de pe Indor. Cum intenționăm să zburăm cu ăsta în afară? La asta nu m-am gândit. Thank you.
apoi ei au aterizat aici și noi aici. E, cel puțin... Cum intenționăm să zburăm cu ăsta în afară? E, la asta nu m-am gândit. E, și apoi ei au aterizat aici și noi aici. E, cel puțin... Reparăm nava, dar trebuie să obții pila. Fără pilă nu poți începe treaba. E, și apoi ei au aterizat aici și noi aici. E, cel puțin... Pilă? Îmi aduc aminte că am copt chifle cu pile ascunse în ele și le-am livrat colegilor noștri întemnițați. Nu cred. Ai găsit pila? Ei, Creti, la treabă! Vă rog, gata! Zburăm spre luna Indor. Misiunea noastră este să distrugem generatorul câmpului de forță care apără oul. Creti zboară cu voi. E foarte bine pentru că opune rezistență dușmanilor. De asemenea, poate păzi nava spațială. Ce, deja? Mă duc, plec! La revedere, iubito! Ei, ține-te bine! Rexio, comandorul și Creti Cretonen au decolat de pe sistemul mișcării de rezistență și au îndreptat naveta spre luna Indor. Ah, din nou în cosmos! Îți place să zbori în cosmos, Creti, nu-i așa? Ei, tocmai, poate este bolnav. Rexio, ce avem noi mai exact de făcut pe Indor? Să distrugem generatorul de forță? Ce este asta în comparație cu eliberarea cârtițelor din temniță? Nu-i așa, Creti? Creti? Aterizarea pe Indor a decurs în liniște, fără probleme majore. Plecăm. Vei păzi vehiculul, Creti? Ce mai? Opune rezistență. Rexio și comandorul Cretes au mers pe cărare, îndreptându-se spre satul cel mai apropiat. Creti Cretonen a rămas ca să păzească naveta. Bine ați venit în satul Ciapciuleci. Acesta este cel mai frumos sat din întregul Indor. Mult mai frumos decât orice alt sat al motichiușilor. Ah, acest zid care ne desparte. Și cum să iubești pe cineva în asemenea condiții? Noi, capciulepcii, trăim din dorința de răzbunare. Este vorba de vecinii noștri motichiușii, nu de curator. Odată, de mult, trăiam în armonie cu ei. În general, nu pot să-mi imaginez asta. Într-o zi le-am împrumutat un obiect foarte important. Era pentru noi foarte important și prețios. Și acești motichiuși nu ni l-au mai înapoiat niciodată. Dar s-au mai și încăpățânat să susțină că l-au returnat. Tocmai am ridicat zidul și nu mai vrem să avem nimic în comun cu ei. Nimic și nimic. Ah, acest zid care ne desparte. Și cum să iubești pe cineva în asemenea condiții? Noi, capciulepcii, trăim din dorința de răzbunare. Este vorba de vecinii noștri motichiușii, nu de curator. Odată, de mult, trăiam în armonie cu ei. În general, nu pot să-mi imaginez asta. Într-o zi le-am împrumutat un obiect foarte important. Era pentru noi foarte important și prețios. Și acești motichiuși nu ni l-au mai înapoiat niciodată. Dar s-au mai și încăpățânat să susțină că l-au returnat. Tocmai am ridicat zidul și nu mai vrem să avem nimic în comun cu ei. Nimic și nimic. Putem doar să vorbim printre rosturile pietrelor din zid. Ce s-a întâmplat? Sunt Jolie din Ciapciulepci, îndrăgostită de Robin Motichiuși. Trebuie să sporovăiești așa.
Ah, acest zid care ne desparte. Și cum să iubești pe cineva în asemenea condiții? Putem doar să vorbim printre rosturile pietrelor din zid. Poate primim ajutor? Poate pot. Du-i această scrisoare lui Robby, te rog. Din păcate, este cale lungă până în satul vecin. Du-i această scrisoare lui Robby, te rog. Aceasta este jumătatea totemului. Desigur, această jumătate este mai bună. Am ridicat acest zid pentru a ne separa pentru totdeauna de ei. Vai, vai, fraților! Aceasta este jumătatea totemului care a revenit vecinilor noștri, motichiușii. Acesta este generatorul câmpului de forță montat de găinile curatonului, actualul stăpân al Indorului. Dacă pot întreba, nu vă descurajează că ați fost înfrânți și nu ați fost eliberați de curator? Întreb doar așa. Atâta timp cât motichiușii sunt încă întemnițați, nu ne deranjează absolut deloc. Rexio a plecat într-o expediție riscantă. Rămân aici și o voi consola pe biata Jolie.